vorbim despre o temă foarte interesantă, inovarea și digitalizarea în educație fizică și sport. Marketingul în educație fizică și sport implică, știți deja, marketingul prin sport, comercializarea sporturilor și promovarea sportului pentru public. Cunoașteți cu toții aceste trei ramuri, pentru că le-am tot discutat la celelalte cursuri. Deci, marketingul sportiv, sau mă rog, în domeniul sportului, că nu este marketing sportiv, nu există acest termen, este particularizare a marketingului general. Deci, practic, aplicăm toate principiile de marketing, dar cu adresabilitate educației fizice și sportului și se concentrează în special pe promovarea sporturilor, pe promovarea echipelor, a evenimentelor sportive, a unor sportivi sau pe promovarea produselor sportive, deci echipamente, produse asociate sportului, precum și pentru promovarea produselor non-sportive. Știți foarte bine acele asocieri de produse, de exemplu, țigările fac sponsorizări, companiile de tutun fac sponsorizări ale echipelor naționale, da? Și pentru echipele naționale și în urma acelei sponsorizări ajung și ele să fie renumite. Alte companii din alte domenii, să zicem, economic, industrial, orice domeniu, da, fac diferite sponsorizări pentru echipele sportive și în felul acesta, practic, își fac reclamă proprie. Deci, practic, avem trei ramuri diferite sportive, fiecare cu propriile obiective specifice și cu abordări specifice, și anume avem marketingul prin sport, da? Cum am spus, promovarea aceasta a altor elemente în cadrul echipei sportive sau asocierea între un sportiv de renume mondial și un produs, cum face, de exemplu, Simona Halep, reclamă la apă minerală. Comercializarea sporturilor, deci promovarea echipelor a sporturilor respective, a doua ramură, și promovarea sportului pentru public, a treia ramură. Deci, marketingul prin sport, am spus că ține cont de utilizarea evenimentelor sportive, a echipelor, a sportivilor individual pentru promovarea produselor non-sportive. Da? Pot fi orice tip de produs care nu are nicio legătură cu sportul respectiv, dar pentru că acestea fac diferite sponsorizări sau au contracte de finanțări cu acele echipe sportive, apar asociate cu evenimentul, cu sportul, cu echipa, cu sportivul acela de performanță. Deci, Red Bull, de exemplu, își asociază sigla cu sporturile extreme, deși produsul nu are în sine nicio legătură cu sportul. Da? Red Bull îți dă aripi, deci și ideea aceasta că primește atât de multă energie după ce bei Red Bull, încât ai mai multă, se subînțelege ideea că atunci când vei participa la o competiție sportivă, după ce bei Red Bull, vei avea parte de mai multă energie. Alte companii, bănci, companii aeriene folosesc aceeași abordare de a se face cunoscute prin intermediul sporturilor. Dacă vorbim de comercializarea sporturilor, practic vorbim de promovarea diferitelor evenimente sportive sau asociațiilor sportive sau sportivilor de performanță.
De exemplu, dacă vorbim de evenimente sportive, vorbim de promovarea jocurilor olimpice. Vorbim de promovarea anumitor ligi. Vorbim de promovarea anumitor echipe sportive. Da? De exemplu, Manchester United. Da? Sau sportivi de performanță mondială. Scopul principal în comercializarea sporturilor este, pe de o parte, atragerea publicului, a fanilor, la aceste evenimente sportive, precum și implicarea lor, fidelizarea lor. Da? Deci, în primele faze spuneam că îi informăm, apoi le stimulăm curiozitatea cu diferite elemente interesante și odată ce această curiozitate a fost stimulată, încercăm să-i fidelizăm, da? Să creștem practic notorietatea mărcii și în cele din urmă să le răspundem unor nevoi specifice, foarte detaliate, să spun așa, legate de sportul respectiv. Deci vrem să-i și distrăm, să le oferim și informații, să mergem pe vârful, către vârful piramidei lui Maslow, astfel încât aceștia să se asocieze cu marca și să-i ajutăm să-și stimuleze acele nevoi spirituale legate de activitatea sportivă, de educație fizică, de practicare chiar a sportului pentru propriul interes. În această comercializare a sporturilor, cea mai eficientă strategie este aceea de a implica fanii în atingerea obiectivelor afacerii. În momentul în care un fan este fidel și se identifică cu o anumită echipă, va promova acea echipă în mod gratuit în rețelele lui de socializare, printre prieteni, la servicii, etc. Da? Deci este cea mai eficientă formă de promovare, promovarea din gură în gură, cum se zice, promovarea verbală și cea mai veche formă de promovare existentă de-a lungul timpului, care, în mod cert, ajută la atingerea obiectivelor afacerii respective. Promovarea sportului pentru public este o activitate foarte importantă. De ce? Pentru că, în primul rând, urmărim acea stare de sănătate la nivel național, da? Urmărim ca să prevenim mai degrabă instalarea afecțiunilor și să practicăm cu toții diferite sporturi care, în primul și în primul rând, ne ajută să ne cunoaștem pe noi, pe sine și ne ajută să aplicăm niște principii morale, niște principii etice, precum cele legate de fair play. Promovarea sportului pentru toți, pentru public, face parte din marketingul mai degrabă social, pentru că se urmărește atingerea unei mase foarte mari de persoane care să publice, care să practice sportul respectiv, fără să diferențiem promovarea aceasta pe nișe de consumatori. De exemplu, pentru box, pentru not, pentru schi, tenis, etc. Deci nu vom merge să promovăm un anumit tip de sport. Promovăm toate sporturile, fiecare pentru ce are înclinație,
depinde fiecare ce preferă. Important este totuși ca toți să practice sportul respectiv în beneficiul propriei sănătăți. Practic, se promovează orice tip de sport. Sporturi noi, sporturi existente. Dintre sporturile noi putem să amintim frisbee, baseball, skate. Da. Știți, îmi pare foarte rău, v-am spus de fiecare dată că atunci când încep cursul nu mai accept, da? Să nu mai dăm voie colegilor să intre. Știți și dumneavoastră că în momentul în care a început meciul nu se mai intră pe teren. Deci dacă nu sunt toți jucătorii, nici nu are loc meciul. Nu facem schimbare, că nu avem rezerve. Da. Da. Deci spuneam că sporturi noi ar fi skeletonul, scandambergul, mersul nordicilor, un fel de schi pe roți, olimpiada eschimoșilor și a indienilor, trasul cu urechea. Ce înseamnă trasul cu urechea? Să nu vă închipuiți că e cineva care stă și ascultă pe la ușă. Nu. Este vorba despre o coardă care se întinde între cei doi jucători. Coarda este legată de urechile jucătorilor și cel care are mai multă forță în ureche, practic, câștigă acest tip de sport. Da? Deci e un sport nou. Scopul principal este acela de a stimula interesul publicului, dar mai ales pe al copiilor. Important este să cunoaștem sportul respectiv, să îl practicăm cu distracție, adică să îl practicăm în timpul liber sau în mod volitiv, deci de plăcere, da? Astfel încât persoana respectivă să practice sportul cât mai des posibil, să devină un practicant, da? Cum îl numim noi. În cele mai multe țări, acest lucru este gestionat de organizații guvernamentale sau non-guvernamentale, profit cu profit sau non-profit. La noi avem inclusiv organizația Sportul pentru Toți, în acest sens, da? Care se ocupă de organizarea diferitelor evenimente în situații, eu știu, de exemplu, de curând a fost o întrecere pe malul Deltei Văcărești. Alte competiții, atletism, au fost în centrul orașului, indiferent de vârstă, de sex și alte categorii de genul acesta. Da? Deci sport, orice tip de sport practicat de absolut toată lumea, scopul general este acela de a fi sănătoși. Acest tip de sport nu generează venit. La fel ca alte forme de marketing întâlnite în sport. Chiar am spune că nu generează aproape deloc venituri, pentru că se fac în special cheltuieli ca să se organizeze aceste evenimente și eventualele venituri pot veni din sponsorizări ale firmelor care se asociază cu evenimentul Sportul pentru Toți. Dar să revenim la oile noastre, la scopul principal al acestui curs, la inovarea în sport. Această inovare se referă la crearea unor procese, metodologii, tehnici de antrenament mai eficiente, mai puțin costisitoare sub raportul timpului, al banilor, totul pentru a atinge performanțe superioare, sportive, astfel încât să intrăm în cartea
recordurilor, da? Să ajungem numărul 1 mondial, de exemplu, da? Deci, practic, inovarea în sport se poate realiza pe multe planuri. În planul managementului sportiv, în planul metodologiei sportive, în planul tehnicilor de antrenament, în planul instrumentelor, tehnicilor de antrenament, da? Tipului de sală în care facem noi antrenamentul respectiv, da? Practic, încercăm să găsim acea inovare, să zicem, și în domeniul fiziologiei, adică descoperirea unor noi elemente de fiziologie care să stimuleze obținerea de rezultate mai puternice, mai mari, mai eficiente, într-un timp mai scurt. Vă spuneam eu că se consideră că antrenamentele foarte intense pe o durată de timp mult mai scurtă se pare că sunt mult mai eficiente decât antrenamentele acelea lungi, constante, în care se lucrează cu încărcare progresivă. Bine, și în acestea scurte se lucrează cu încărcare progresivă, dar ea trebuie să fie maximă la momentul respectiv. Maximă pentru persoana respectivă, pentru capacitatea pe care o are persoana respectivă. Inovarea în sport se referă și la crearea unor produse inovatoare dedicate sportivilor sau fanilor, da? Ne referim aici, de exemplu, la echipament inovator, da? Știți că sunt tot felul de noi metode, de noi de realizare a adidașilor, da? Să respire piciorul cu talpă ortopedică, echipamentul de asemenea conceput din acele tipuri de materiale prin care nu transpiri și corpul reușește să respire, etc. Da? Toate aceste echipamente trebuie să ducă la performanța sportivului și să stimuleze sentimentele de apartenență, de identificare, de entuziasm al fanilor. Deci în momentul în care un fan consideră că aparține unei echipe, se identifică cu echipa aceea și este entuziasmat, este fericit ori de câte ori primește informații despre acea echipă, practic echipa și-a atins scopul, pentru că acesta este tipul de fan care îi va aduce venituri constante și publicitate gratuită. Inovarea în sport se referă și la idei inovatoare de creșterea numărului de fani, de creșterea notorietății brandului, de obținere de fonduri, cercetări de piață pe termen scurt sau pe termen lung, da? Știți că vă vorbeam la unul dintre seminarii despre campania organizată de Heineken la UEFA, Share the Sofa. Deci asta e o formă de inovare în sport. Practic, la participarea la eveniment au fost invitați sportivi de performanță care să răspundă direct pe rețelele de socializare, prin tweet-uri, întrebărilor fanilor echipei respective. Da? Deci, practic, fanii au share-uit, au împărțit canapeaua cu un sportiv de performanță, în sensul că au stat la o discuție prin intermediul rețelelor de socializare, alături de o sticlă de bere, da? Cu fanii preferați. Practic, au avut de câștigat și firma Heineken, firma producătoare de bere, și campionatul UEFA, și echipele care au participat la campionat, și sportivii mondiali, care oricum aveau o recunoaștere mondială, pentru că la rândul lor au întărit imaginea proprie.
Inovarea în sport se referă și la traducerea acestor idei ieșite din comun în acțiuni care să ofere plus valoare, da? Pentru care clienții să plătească și să devină mult mai loiali. Da? Nu știu, inovarea se referă și la, la cluburile sportive, la arenele în care se desfășoară anumite competiții sportive, da? Pentru că ați văzut, apar din ce în ce mai interesante designuri pentru aceste arene, da? Cu luminozitate, cu acoperiș care se poate închide și deschide pentru situații de ploaie sau de soare, sau, da? Toate elementele propice atât sportivilor cât și fanilor, care să ofere un confort maxim, da? Și să aducă rezultate superioare, performanță maximă. Performanța, spuneam că se traduce atât prin performanța sportivă, cât și prin performanțele financiare. Ce fonduri obține echipa respectivă prin participarea fanilor la meci, prin cumpărarea produselor cu logo-ul companiei, prin vizionarea, vizitarea muzeelor echipei respective. Toate acestea sunt venituri care intră în contabilitatea echipei sportive. Toate acestea, practic, inovarea trebuie să se traducă în economii de costuri. Întotdeauna asta urmărim. Cum să facem economii și să obținem performanță maximă, să obținem fonduri, mă rog, să cheltuim cât mai puțin. Scopul, practic, inovării în marketingul din sport este acela de a câștiga clienți noi, piețe noi, produse noi, de a eficientiza procesele de afaceri, de a face economii, dar, vă spuneam, și de a obține performanță superioară. Deci vedem odată inovarea din punctul de vedere al sportivilor, în al doilea rând din punctul de vedere al fanilor. Da? Și, bineînțeles, putem privi inovarea și din punct de vedere al companiilor organizatoare, al managementului în educație fizică și sport. Inovarea aici ar trebui gândită foarte mult. De exemplu, la noi în țară ar trebui promovat mult mai mult sportul la nivel teritorial cât și municipal, mă rog, cu sensul de capitală, mă referam acum, că s-au pierdut multe dintre investițiile care au fost făcute, din pașii care au fost făcuți în sport la nivel internațional. Știți că e foarte important și să ai un antrenor bun și să ai un istoric al echipei, etc. Dar fără fonduri, fără investiții suplimentare, fără recrutarea continuă de noi talente, nu ai cum să ai rezultate superioare. Iar în ultima vreme, într-adevăr, tinerii, părinții mai tineri reușesc să investească în proprii copii ca aceștia să practice diferite sporturi. Dar mulți dintre ei nu o fac pentru performanță. Nu e neapărat un lucru rău, că nu toată lumea este dotată pentru a participa la sport de performanță, dar trebuie stimulată și această ramură și această zonă a performanței. Practic, inovarea trebuie să devină o mentalitate, un factor principal în creșterea afacerilor. Deci, constant, în fiecare zi, noi ar trebui să ne gândim ce aș putea să schimb eu ca firmă, ca jucător, ca profesor, ca antrenor, da?
astfel încât să atrag cât mai mulți sportivi și să îi motivez pe aceștia de asemenea să devină cât mai buni. Avem aici un model foarte interesant în care se pune problema etapelor în domeniul inovării. Și anume, inițial îți vine o idee, după care această idee este evaluată la nivel de companie, să zicem, da? Sau de minister, sau etc., foruri de conducere oricum. Apoi se alege un proiect pilot și în cele din urmă se pune în practică, în producție, da? Se implementează. Observăm că în modul convențional al inovării, majoritatea ideilor interesante sunt eliminate din prima fază, graficul scade, deci coboară, da? Abrupt, da? Din faza de management. Deci mulți dintre manageri nu evaluează corect potențialul unei idei inovatoare. Pentru că nu este încă acceptată de piață, pentru că au tendința, să zicem, de a fi conservatori, de frică de a nu investi prea mult în acea, așa zis, inovare care se poate să nu se materializeze, pentru că există un ciclu în care dacă inovarea nu este acceptată, practic foarte mulți bani se pierd. Este prăpastia din inovare. Dacă ne gândim la clopotul lui Gauss, avem în partea stângă, codița din stânga a curbei normale a lui Gauss, inovatorii, cei care acceptă repede ideea. Pe zona de mijloc avem masa critică. Ei, între inovatori și această masă critică, în care produsul deja este acceptat de piață, este omologat, implementat, vândut, etc., există o prăpastie. Sunt anumite firme care trec această prăpastie și atunci fondurile lor, profitul crește extraordinar de mult. Sunt companii care nu reușesc să ajungă să treacă de acest moment critic, de această prăpastie, și atunci investițiile lor în inovarea respectivă au fost anulate, au fost pierdute. Dacă luăm un model de inovare susținut la nivel managerial, ce înseamnă acest lucru? V-am vorbit eu de managementul agile, da? De liderii care stimulează mai degrabă personalul în educație fizică și sport decât cei care comandă. Tu faci aia, tu faci aia, tu faci aia. Nu. Fiecare angajat în parte trebuie să-și asume propria activitate, trebuie să o facă cu plăcere, să reprezinte o formă de joacă, de dezvoltare personală pentru el. Activitatea de la servici să reprezinte acea motivație suplimentară superioară din piramida lui Maslow. Da? Și aici observăm că în cazul acesta în care managerii sunt deschiși către inovare și ei la rândul lor vin cu idei inovatoare, au fost eliminate prin selecție naturală doar acele idei care au fost, mă rog, care cu șansă foarte mică de implementare. Dar, mai nou, această abordare inovatoare a managerilor pornește de la o idee aparent fragilă și o îmbunătățește constant. Deci chiar dacă ea, în forma în care este expusă inițial, nu este plauzibilă, da? Ea este susținută de management și se caută la nivelul întregii companii acea componență, acel management adecvat, astfel încât ideea să poată fi implementată și susținută de către toți membrii organizației. Și în cele din urmă observăm
că panta noastră este puțin descendentă, deci o parte dintre ele nu ajung să se materializeze, dar totuși, față de graficul din partea superioară, graficul de dedesubt arată cu săgeata albastră cât de multe idei inovatoare sunt implementate de-a lungul timpului în condițiile în care managerul este transformațional, aplică principii de management agile. Bun, dacă vorbim despre inovarea în sport, avem mai multe tipuri de inovare. Avem inovare arhitecturală, spuneam, e vorba de noi tehnologii, de fapt de tehnologia existentă pe piață, dar pe care o aplicăm pe o nouă piață. Avem inovare radicală, în cazul acesta implementăm o nouă tehnologie, cum ar fi acum VR-ul, pe o piață nouă. De asemenea, putem implementa o tehnologie nouă, dar pe piața existentă. Și atunci apare acea inovație perturbatoare. De ce perturbatoare? Pentru că strică organizarea prezentă. Atrage o altă idee, merge într-o altă zonă. Da? Deci pe aceeași piață, noi tindem să introducem o tehnologie nouă. Sau mai există și inovarea incrementală. De obicei aceasta nu este foarte spectaculoasă, dar este ok. De ce? Pentru că vine cu pași mărunți și per total duce la inovare, duce la profit mai mare. Deci se folosește tehnologia existentă, se folosește piața existentă, dar se vine cu mici inovații la nivelul respectiv. Da? Deci, practic, cu ce se diferă, cu ce diferă o companie inovatoare de altă companie? Poate să ofere, să zicem, poate să lanseze noi aplicații, noi produse, se pot adresa unor nevoi noi. V-am ținut un curs despre blockchain. Ați observat cât de multe activități pot fi coordonate, susținute de securitatea și de infrastructura oferită de avantajele, facilitățile blockchain-ului. Da? Deci tehnologia ne poate ajuta foarte mult în domeniul inovării, indiferent că vorbim de inovare în educație, în sport, în diferite domenii. Și spuneam, niciodată să nu ne ferim de tehnologie în sensul că ea elimină anumite activități. Da, așa este. O parte dintre activități sunt eliminate din nomenclatorul de meserii, de exemplu, dar ele vor fi înlocuite cu alte tipuri de activități. Personalul se va adapta, va învăța, va evolua din toate punctele de vedere, spiritual, tehnologic, economic, etc., învățând cum să folosească noile tehnologii, noile aplicații, rezolvând, căutând soluții la diferite nevoi noi. Pentru că, vedeți, această tehnologie nouă aduce și noi nevoi. Sau, cum a fost pandemia, au apărut alte nevoi, a trebuit să ne adaptăm. Haideți să vorbim despre inovarea arhitecturală, despre inovarea existentă, despre tehnologia existentă pe piață, existentă, dar ne adresăm unei noi piețe. Deci, practic, am învățat lecțiile pe piața noastră, am practicat ceva, un anumit sport, o anumită metodologie, am implementat o anumită aplicație, etc., da? Și din toate abilitățile pe care le-am dobândit cu această tehnologie existentă, mergem și implementăm același lucru pe altă piață.
Deci acesta este un model similar de dezvoltare al afacerilor și reprezintă o strategie de risc scăzut. Da? Nu avem nevoie de investiții suplimentare, adică sunt niște investiții suplimentare că trebuie să mergem pe altă piață. Dar riscul este scăzut în sensul că noi deja suntem, să zicem, pe val în partea de echilibru pe piața existentă și ne permitem ca parte din activitate, din sumă, să o alocăm unei noi piețe astfel încât să ne putem extinde. Și are marele avantaj că tehnologia este deja testată anterior. Știm exact ce trebuie să facem în punctul X, în punctul Y, în punctul Z, când apar probleme. Da? Ne-am confruntat deja cu aceste probleme, am găsit soluții la ele și pe baza experienței anterioare reușim să implementăm și pe o nouă piață. În cele mai multe cazuri, această tehnologie necesită un tweaking pentru a se potrivi cu cerințele de pe noua piață. Deci trebuie să o modelăm un pic, să o adaptăm la noile cerințe. De exemplu, clubul NN Running a lansat un proiect Energy Lab. Softul respectiv analizează vitalitatea în corporație și a fost conceput pentru sesiunile de formare și evenimente în cadrul companiei. Apoi a fost folosit ca instrument de marketing pentru compania de asigurări NN. Și astfel a apărut primul club de sport digital din Belgia. Da? Deci, pornind de la două elemente diferite, le-am îmbinat și ajungem la un nou experiment, aplicarea aceeași tehnologie, aceleiași tehnologii pe o nouă piață. Inovarea radicală este o inovare drăguță, v-am mai povestit eu de ea. Acest sportivul acesta, care practică în propriul apartament antrenament cu un antrenor virtual, care îi transmite feedback prin această oglindă. M-ul acela vine de la mirror, care în spaniolă înseamnă oglindă. Nu, în engleză. În spaniolă este espejo. Nu știu de ce m-am gândit la așa. Deci, practic, el își vede în oglindă frecvență cardiacă, puls, etc., deci semnele vitale și primește feedback în privința gradului de antrenament, intensității pe care are în practicarea exercițiului fizic, etc. Da? Deci acest tip de inovare este o inovare radicală, un tip foarte interesant. Practic, vine cu o tehnologie nouă și pe o piață nouă. Ea rezolvă nevoi curente, nevoi noi care apar datorită contextului în care ne aflăm, cu care nu ne-am mai confruntat până acum și pentru care nu au fost găsite încă soluții. Da? Practic se aplică pentru crearea unei noi piețe, unei noi industrii. Și când mă refer la o nouă piață, nu mă refer la piața fizică, România, Anglia, eu știu, piața sportivă, piața industrială, piața economică, etc. Nu. O nouă piață în sensul că acelorași oameni li se oferă un serviciu total nou. Deci, practic, piața aceasta este nouă, că nu s-a mai oferit până acum niciodată acest produs în cadrul pieței respective. Deci, Mirror este această companie care a lansat oglinda interactivă și funcționează ca o cameră web, astfel încât antrenorii pot îndruma de la distanță sesiunile de formare profesională fără a se deplasa la locația persoanei, acasă, da, sau la clubul sportiv.
Deci, spuneam că acest tip de practicare a exercițiului fizic la distanță este posibil și în același timp este contorizat foarte în privința unor detalii extraordinare. Deci se poate practica la nivel profesionist. Inovarea incrementală. Practic, folosim aceeași tehnologie pe aceeași piață, dar optimizăm tehnologia curentă pentru a crește valoarea pentru client, pentru a adăuga noi caracteristici, pentru a corecta erori, pentru a modifica design-ul. Asociem diferite servicii produsului nostru. Da? Este tipul de inovare, cum spuneam, cu pași foarte mici, care nu implică riscuri mari, foarte comodă, pe care o aplică majoritatea companiilor. Și este cea mai comună, da, formă de inovare, dar practic nici nu aduce plus valoare fabuloasă. Deci pașii sunt foarte mici, profitul pe care îl aduce această inovare este de asemenea foarte mic. Ea uneori poate fi crucială pentru supraviețuirea firmei. De ce? Că în anumite momente, știți, eu v-am arătat curba lui Gauss, în care firmele cresc până la un anumit nivel, după care tind să descrească, pentru că se ajunge la acea saturație a pieței, pentru că se ajunge la situația în care managerii se consideră Dumnezei și se întorc cu spatele la piață, nu mai obțin feedback-ul de la clienți, nu vor să audă, ei le știu pe toate. Și atunci firmele merg pe o pantă ascendentă. Dar există posibilitatea, prin această inovare incrementală, să o luăm din nou în sus. Practic să reluăm același ciclu, aceeași curbă a lui Gauss, dar cu panta ascendentă prin acest tip de inovare. Sau prin oricare tip de inovare. Și uite, dăm exemplu aplicației Nike, care este gândită pentru personalizarea propriului design al Adidasului. Da? Deci dacă folosim aplicația Nike Shoes by You, practic puteți să vă alegeți tipul de ce elemente să conțină propriul Adidas. Tipul de talpă, tipul de piele, culoare, să fie cu șiret, să fie cu elastic, cu arici, cu fermoare, etc. Da? Deci putem să ne creăm propriul tip de Adidas. Practic Nike-ul produce tot Adidas, se adresează acelorași clienți, se adresează cu același produs, cu aceeași tehnologie, doar că îi dă voie clientului să-și aleagă propriile caracteristici și creeze propriul tip de pantof. Mai avem și inovarea perturbatoare. De ce perturbatoare? Pentru că se aplică tot pe piața aceasta, doar că aduce o perturbație. Nu se mai aplică cum se aplica până acum. Deci apare o nouă tehnologie sau o nouă procesare sau o nouă metodologie, etc. La început, această nouă tehnologie, bineînțeles că va fi inferioară celei deja testate, implementate pe scară largă, etc. De exemplu, produsele ar putea fi mai scumpe, să ofere mai puține facilități, să aibă nevoie de anumite modificări înainte de a concura cu produsele deja existente pe piață, dar totuși vine cu ceva nou. Da? Și după ce ajunge să câștige o nișă de piață, aceste companii nu mai pot, companiile care nu au investit
în inovare nu mai pot prinde din urmă. Deci din momentul în care au trecut de acea prăpastie de care vă ziceam eu, în curba lui Gauss, ele practic devin inovatoare și nu mai pot fi ajunse din urmă, devin lideri. Avem aici și cazul exemplului lanțului de fitness Jeans din Belgia, care a lansat o nouă aplicație mobilă. Care a fost provocarea? Mulți dintre clienți cumpărau abonamente la sălile de fitness din apropierea casei, dar majoritatea nu ajungeau să le folosească, crescând foarte mult această rată de abandon. Nu ajungeau să le folosească pentru că, să zicem, se schimba programul la servici, pentru că apăreau diferite probleme personale, etc. Și atunci ei au venit cu această soluție, cu o aplicație mobilă, care să le permită clienților să acceseze lecțiile clubului video live, cu sfaturi pe toată durata sesiunii, cu sesiuni complete de formare chiar de acasă, etc. Deci, practic, în zilele în care clienții noștri nu puteau să ajungă la sală, puteau folosi bine mersi aplicația din orice colț al lumii aflat ei sau puteau să ceară sfaturi antrenorului privind tipul de program, tipul de încărcare, etc. pe care să îl să-l aplice pentru propria persoană. Deci, observăm că avem, mai repetăm o dată, facem o sinteză a acestui curs, avem o piață radicală, o inovare radical susținută, în care piața este susținută, da, și avem o inovare semnificativă a produsului pe piața firmei respective. Avem această inovare disruptivă, radical disruptivă, în sensul că dintr-o dată ne detașăm de tot ce s-a făcut anterior și tot ce înseamnă vânzare, implementare, practicare, exercițiului fizic se schimbă complet prin noul tip de inovare. Și mai avem inovarea progresivă. Progresiv poate să fie susținută sau disruptivă. Dacă e susținută, spunem că facem acei pași micuți, da? Un progres constant, caracteristic tuturor afacerilor, dar care nu aduce plus valoare mare și pe care ne putem baza ca și cum ar fi un element solid, pentru că oricând poate să vină o companie concurentă cu o inovare radical disruptivă sau progresiv disruptivă și noi să rămânem în urmă complet. Da? Deci, inovarea progresiv disruptivă implică îmbunătățiri progresive, dar care conduc la o nouă piață, la o piață total disruptivă. Da? Și aici avem dilema inventatorului, una foarte interesantă. Să zicem, observăm aici că avem o inovare susținută. Vă spuneam eu aceasta cu pași mici, incremental, așa, da? În care firma mai adaugă în fiecare zi o nouă idee, o nouă îmbunătățire, un nou serviciu, etc., da? Deci se adaptează constant cu pași mici, cu același produs, cum era aplicația Nike pentru pantofi, etc., astfel încât să atragă clienții, să-și mențină clienții principali și aceștia să-i aducă profit. Există și inovarea disruptivă. Da? Uitați, v-am dat exemplul de astăzi cu acea oglindă care permitea antrenamentul de acasă, în timp real, în care, eu știu, fiecare
persoană poate alege tipul de antrenament, antrenorul poate să-și contorizeze semnele vitale în timpul antrenamentului, antrenorul poate să-i dea feedback în timp real, etc. Bun. Ce observăm totuși? Că fiind vorba despre o inovare disruptivă, pe de-o parte, nu este validată de piață, deci nu este cunoscută de piață și nu a reușit să obțină, să zicem, un minim, o cotă de piață minimă și din acest punct de vedere e greu în primul rând să o promovezi. Nu știe lumea de ea. În al doilea rând, după ce află lumea de ea, trebuie ca să-i convingem că într-adevăr este bună. Apoi, după ce am, pentru a-i convinge, trebuie eventual să-i lăsăm să testeze gratuit o perioadă sau să le oferim alte servicii asociate, pentru că ei vor zice, de ce aș da eu bani pe un produs atât de scump, fiind vorba de un produs nou, va fi scump pentru că implică inovare, o nouă tehnologie, o nouă idee, mentalitate, etc. Da? De ce aș da eu bani pe un astfel de produs? Că îmi pot eu foarte bine să mă antrenez singur acasă. Și aici trebuie să vii cu răspunsuri. Pentru că acest produs îți monitorizează semnele vitale. Pentru că acest produs te conectează direct cu antrenorul de fitness, etc. Deci observăm că, practic, dacă alegem o inovare disruptivă, primele faze sunt foarte grele până la acceptarea de către piață. Dar, pentru că avem clienții ocazionali cu venituri superioare, dar per total nu sunt profitabili. Da? Dar, dacă mergem pe această idee și o ducem către perfecționare continuă, observăm că ajungem să avem profit mult mai mare decât în cazul inovării susținute. Și același lucru arată această balanță. Inovarea aceasta disruptivă are un potențial de creștere fabulos, implică riscuri foarte mari și o nișă de piață inițială și un profit foarte mic. Deci pornim de la o piață foarte mică, o nișă aparte, numai să zicem persoanele foarte interesate de a practica educația fizică și sportul acasă, numai persoanele cu foarte mulți bani, numai persoanele cu case mari, etc. Da? Deci o nișă mică, un risc foarte mare, dar și potențialul de creștere este fabulos. Pe când în inovarea susținută facem și noi azi un pas, mâine un pas, etc. Deci piața este foarte mare din mici profituri, da? Deci mici profituri adunate aduc un profit foarte mare. Riscul este mic pentru că avem piață, avem produs, doar trebuie să îl îmbunătățim constant ca să menținem interesul clienților noștri, să-i ținem fideli și de asemenea, are un potențial de creștere mic, că nu vin cu ceva ieșit din comun. De unde să apară potențialul de creștere dacă eu mențin același tip de activitate? Și aici este acest ciclu de viață al inovării despre care vă vorbeam anterior. Observăm că avem în stânga piața timpurie, în care, în general, cumpără produsul respectiv inovatorii și utilizatorii timpurii. Inovatorii sunt, în general, acele persoane ori foarte interesate de un anumit tip de tehnologie, de un anumit tip de activitate, etc., dar cărora le place și să fie primii care încearcă acel lucru. Adică este cumva asociată și cu o formă de snobism, da? Apoi urmează utilizatorii timpurii. Sunt cei care vor să fie ca inovatori. Deci ei nu înțeleg prea bine avantajele produsului, nu, să zicem, nu sunt neapărat fanii nebuniți după acel produs, nu știu ce, dar pentru că vor să fie asemenea inovatorilor, să facă parte din prima categorie, cumva, vor fi cei care vor cumpăra. Cum a fost cu telefonul Apple, da? A fost cumpărat la prețuri fabulos de mari, da? De câțiva care au vrut neapărat să aibă Apple. Am auzit și de cazuri fabuloase în care
și-au donat unii oameni organe ca să poată să-și cumpere un telefon Apple. Vă dați seama la ce nivel s-a ajuns? Da. Și aici ceasmul este prăpastia de care vă spuneam eu. Deci această prăpastie este uneori sărită de anumite firme și firmele care reușesc să sară peste această prăpastie ajung să obțină cota principală de piață, majoritatea timpurie și majoritatea târzie. Majoritatea timpurie sunt clienții care au înțeles tehnologia, îi văd avantajele, știu că are potențial de creștere și investesc în ea. Majoritatea târzie sunt acei clienți care cumpără produsul pentru că a fost testat anterior de majoritatea timpurie. Și codașii, bineînțeles, sunt ultimii care testează noua tehnologie, tocmai pentru că a fost deja, să zicem, validată de tot ce înseamnă piață și că acum este pe ultimul drum, cum se spune, da, este în decădere și, bineînțeles, este mult mai ieftină, da, adică se bucură de avantajele tehnologiei, dar tehnologia e aproape depășită în momentul acesta, când vin și codașii să o testeze. Și vorbind de inovare, întotdeauna e bine să respectăm această regulă 70-20-10 sau, 70-30, cum vreți să o luați. Deci, în general, o firmă ar trebui să investească 70% din profitul ei, din fondurile ei, în activitatea de bază. 20% ar trebui să îl investească în acel tip de inovare cu pași mici, da? Progresivă, și măcar 10% să investească în inovarea disruptivă, transformațională, acea inovare radicală. De ce? Pentru că acest 10% din prezent pe care îl investim noi în această inovare transformațională, în această inovare radicală, disruptivă, da? Va aduce 70% din profitul viitor. 20% va rămâne constant, deci e inovarea aceea progresivă, da? Deci va aduce tot 20% în viitor. Iar cei 70% pe care noi în prezent îi investim în activitatea de bază, ne va aduce în viitor doar 10% din profit. Deci nu ne putem baza doar pe ea. Aici este un element foarte greu de înțeles pentru anumiți manageri. Deci, în sport putem să ne bazăm pe transformarea digitală. 80% dintre companiile sportive afirmă că transformarea digitală este un obiectiv principal în orice formă. Da? Practic, viitorul aparține celor care se pregătesc de astăzi pentru mâine, cum ar veni, îl pregătesc de astăzi. Și ce presupune? Presupune utilizarea tehnologiei digitale noi, rapide, schimbarea frecventă în toate domeniile, modul de acțiune, modul de gândire, mindset-ul, cum se numește, da? Așa. Schimbarea culturală, care implică punerea la îndoială sau, să zicem, optimizarea anumitor performanțe, procese, etc. Și se bazează pe o mentalitate experimentală. Testăm, acceptăm greșelile și trecem mai departe, acceptăm și o viitoare evoluție din piață. Aici avem un exemplu interesant privind transformarea digitală în sport. Industria sportului continuă să se confrunte cu foarte multe schimbări rapide în domenii, din multe domenii, cum ar fi robotica, cuantificarea performanțelor și proceselor cu big data, deci tot ce
se poate contoriza, se poate pune prin intermediul acestui flux big data, că vă spuneam eu că e diferit big data de cloud-ul care implică stocarea unui volum mare de date. Big data îți spune în momentul curent, faci o radiografie a întregului flux de date în momentul curent, da? Deci peste 2 secunde avem altă radiografie, peste 7 secunde avem altă radiografie, pentru că ea radiografiază un organism viu, economia ca un organism viu, da? Apoi, v-am ținut eu cursul de blockchain și de realitate virtuală și realitate augmentată, în care v-am explicat cum se folosesc acestea în educație fizică și sport. Apoi, putem experimenta sporturile acestea la nivel virtual, da? Și toate acestea se pot face prin integrarea componentei digitale ca factor cheie în companiile care au ca scop activitatea sportivă. Aici observăm că, practic, clientul nostru poate să-și aleagă tipul de sport pe care vrea să-l practice în modul virtual. Transformările digitale se bazează pe trei piloni. Pe schimbarea comportamentului oamenilor, da? Că întotdeauna noi suntem rezistenți la schimbare, da? Tindem să facem același lucru. Pe influențarea acestui comportament prin promovarea studiilor de caz pozitive, prin victoriile și experiențele pozitive ale celorlalți, da? Deci asta ar însemna 1. Schimbarea comportamentului oamenilor. 2. Definirea și organizarea în detaliu a proceselor schimbări. Deci trebuie să știm exact ce vrem să schimbăm. Automatizăm, dar ce automatizăm? De exemplu, 60% implică să definim exact când, cum, de ce, etc. Da? Când utilizatorii, practic, gândiți-vă ca o pâlnie, așa, da? În care de vânzări, da? În care cu cât trimitem mai multe e-mail-uri, vom primi de asemenea un feedback mai mare, dar de asemenea e foarte important cum scriem acel e-mail, da? Să zicem. Apoi, 25% din timp îți ia să scrii template-ul mail-ului respectiv, 15% îți ia pentru a configura, de fapt, și a face această automatizare cu un HubSpot, de exemplu. Da? Deci, primul lucru, trebuie să te gândești ce vrei să faci. Al doilea lucru, faci template-ul. Al treilea lucru, automatizarea în sine. Deci, observăm că automatizarea ia cel mai puțin timp, exact cea care ne aduce profitul. Și în al treilea pilon al transformării digitale este alegerea celor mai bune instrumente sau platforme adecvate pentru transformarea pe care dorim să o facem. Uneori nu trebuie să o alegem pe cea mai scumpă, ci dacă noi folosim doar 1, 2, 3, 10% din funcțiile pe care le oferă aceea, ci mai degrabă acea platformă, ori un serviciu al ei, ori acea platformă care ne oferă fix elementul de noutate, de digitalizare pe care vrem să-l implementăm noi. Acesta a fost cursul de astăzi privind inovarea în